După ce premierul Victor Ponta a anunțat că mai mulți factori internaționali doresc închiderea producătorului de energie, au apărut și reacțiile. Fostul președinte al Consiliului Județean, Nicolae Mischi, a tras și el un semnal de alarmă. Problema este că autoritățile trebuie să țină la acest complex. Este plămânul acestui județ. Ce să mai discutăm? Este singura unitate economică care mai satisface doleanțele gorjenilor. Mischiele recomandă aleșilor locali și județenii mai multă implicare. Sfatul este același și pentru parlamentarii gorjeni. Dacă știu cum să acționeze și unde să acționeze, vor reuși. Dacă sunt comozi și indiferenți, nu vor reuși. Că nimeni nu îți bagă în traisă dacă nu depui efort. Săptămâna trecută, Victor Ponta a declarat la Gorj TV, în cadrul emisiunii În interes public, că foarte multe organizații internaționale au cerut, an la rând, închiderea activității energetice din tot județul Gorj, însemnând implicit închiderea CEO.